Diana s-a înscris pe site și... Nu mai bate, mă, că microfoanele sunt de ultimă oră, de ultimă tehnică și când bați, se închide lul ăla. Nu, n-am să înțeleg vreodată de ce asta, da? Nu, nu știi. Când e o timp. E un timp limitat. Nu vrei să te duci sus? Nu mai bate. Diana s-a înscris ori pentru abonamentele la Summerwell pe care le avem pentru 9-11 august, ori pentru un meet and greet cu șefii. Diana e pe fir cu noi, bună dimineața! Să rămână, nu te aud foarte bine, cred că ai intrat și tu în limitare. Ia să vedem, bună dimineața! Bună! Perfect! Hello. Unde am nimerit cu telefonul? Pe Valea Oltului. Nu, din fericire nu, în București. La București. Dacă ar fi să dai nas în nas cu șefii, cu cine ai vrea să stai 2-3 minute de vorbă? Cu cine are nasul mai mic? Inițial, când am văzut întrebarea, m-am gândit că aș fi ales Nicolae sau Radu Darie. După mi-am dat seama că primim de șef la cuțite și am zis Ștefan Popescu. Ștefan Popescu. Și dacă n-ar fi fost și ar fi trebuit să alegi dintre ai noștri? Gata, ai început. Greu. Haide! Radu Darie, ca să fiu sigură că o să câștig? Eu îți dau eu un premiu dacă alegi între ei doi. Ia să vezi, doamna Radu Darie, ca să vă ajutăm să câștige. Și lasă-mă un pic. Scuze-mă, care doi, mă? Care doi? A zis între Nicolae și Radu Darie. Da, dintre Nicolae. Părizea nu l-a băgat la mea, să fie serios. Deci ziua lui. Da. Când erai tu la barieră, l-am sunat. În Italia, la Rimini, semn că o duce rău. Le-am descurcat să sunăm și fără. După ce a fost în Germania. Bun, între Nicolae și Radu Darie, dacă ar fi cineva să-ți aducă ceva de mâncare, nu știu, în pauza de masă, cine ai vrea să facă asta? Ai zice de mâncare Nicolae și de set Radu Darie. Bun. Și masaj. Va părți bine. Bun. Câți ani ai? 25. Nu-ți mai aduce nimeni nimic. Bun. Dacă ar fi să iei invitațiile la festival, avem două pentru toate zilele, cu cine ai merge? Așa, pe sora mea. Soara ta, câți ani are? 20. Să aveți grijă. Să aveți grijă că e vârsta la care... La care ce? Ce? Ce vârsta? La care... Fără grijă și fără bani, zici că e un slogan de bancă. E vârsta la care te uiți pe cameră să vezi ce ai făcut ieri. Nu, e la triplu vârstă ei. Bun, e foarte simplu. Avem două echipe la dispoziție. Este un joc doar de îndemânare, da. După cum se vede, nu are legătură cu inteligența. Avem câteva recipiente. În ele trebuie să aruncăm mingi printr-o singură metodă. Mingea trebuie să se rostogolească și apoi să lovească garnișa, galeria. Și din rezultanta vectorului mingea trebuie să țopăie, de fapt. Deci trebuie, da? Să o dăm în rotație, pe jos? Da, să loviți botul să sară. Avem două echipe, îmi trebuie nume de echipe. Adina, dacă ai vrea să faci parte dintr-o echipă. Te bagi la Moldavians? Fac parte. Faci? Băi nu, dintr-o echipă serioasă de... Moldavians. Mai vrea să zic. Moldavians, suntem Moldavians. Te-ai băgat la moldoveni? Da, yes, pe tata de la Galați. M-aș băga și-o de la... Asta explică. Care erau șansele? Ce care? Tata... Deci moldovenii și non-moldovenii, practic. Da. Cu cine ai vrea să joci? Ia. Yeah. Dificil. De a, da, dar într-adevăr. O să le aleg pe Risti principale. Te pupăm! Am înțeles asta, da. We kiss you. Și cu cine jucăm? Bun, hai să vedem cine se descurcă mai bine. Vă dau 90 de secunde la dispoziție. Toți odată? Trebuie să dați câte unul. Odată ce mingea a căzut într-un recipient sau pe lângă recipient, poate să dea următorul jucător. Ok. Dar este ca un fel de ștafetă. Bine, băi. Radu, bagă Radu. Dăm pe rând? Haide, unul, hai, dăm voi. Vezi cum să dai asta. Vă dau două bile de căciulă, ca să fie clară treaba. Ha. Atât? Două bile de căciulă. Hai, Radu Bucălaie. Ha. Ai! Zece! Miți scuzi! S-a dus bine pe 50. Zero. Ramona. Opa! Zero, dar avem 10. Stai acolo, Bucălaie. Florin. Mamă. Păi de ce mi l-ai pus mie în brațe, măi? Hai! Adina! Adina! Hai, Adina! Ce te-ai mai dat azi? Adina, trebuie să dai un pic mai tare decât am dat. Bine! Darie! Te duceai pe direct pe 3. Bravo, Radu, bravo! Puteți scoate ceas de pe ecran, că observ că nu ne încadrăm. Bucălaie! Și avem deja 10. Și aproape 30. Și Răzvan!
Ce era să mai dea? Nimic, ramana. Era să dea. Mai tare. Hai, hai. Bun. Hai, mă. Hai, Riste. Mai tare. Deci îmi trebuie măcar 10 puncte, da? Acum rezolv la 20 ăla. Hai să vedem. Aproape. Dar bara noastră nu merge înainte, merge înapoi. Bara voastră e pusă invers. Bar. De la sirene. Opa, hai. Hai, bun, mergem mai departe. Runda 1 e câștigată de voi. Bara noastră, nu e ok. Am făcut 0-0, runda 2. Exact. Sunt foarte aproape, băi. Mai tare, opa. 0, la mână. Mai tare. Hai, nu știu, a fost un noroc. Bun, Florin. Vreau să dau multe. Ce mai va, nu, buna, nu intră aici? Avem o problemă cu bara, nu e. Adina. Adina. Aradu! Mamă, cum se ducea. Du-te la 10. Mai ușor trebuia. Runda 1 a fost câștigată de voi, da? Da. Hai să ne runda 2. Foarte aproape, Răzvan. Deja țopăi ramână mingea, nu trebuie să țopăi. Trebuie să țopăi până acum. Da, hai, știu, am înțeles. Hai mai repede, hai mai repede, copii. Apropiem de finalul rundei a doua. Tu, Adina. Țopăi-lă! Ai fost prea hotără! I-a venit forța în brațe. Nu uitați așa tare, bă, băieți. Hai, Bucălai. Nici așa tare, nici încet. Păi și fete. Mii de trăznete. Hai, mă, că acum băgăm noi. Hai, și acum voi? Acum băgăm noi. Hai. Bine, una. Florine. Hai să termin cumva runda a doua. Mamă, mamă, la 20 acolo. Hai, Adaina. Bravo! Bine! Bravo, bine! Bravo, bine, ai, ai salvat echipa. Bun, și acum stop. You salvated the team. Runda 1 câștigată de voi, runda 2 câștigată de voi. Ha. Acum avem runda surpriză. Stai aici, Florin. Aici stau. Punem 30 de secunde pe ecran. Cu spatele. În 30 de secunde trebuie să vă recuperați mingi. Bă, vedeți că v-au furat toate mingile. Da, da. Luați mingi de unde, oriunde vreți. Dați câte vreți. Ma. Eu am să anulez scorul de până acum. Da. Și la sfârșit numărăm. Bă, tu ești nebun. Nu mușcați din brânză. Și las-o pe Adina să strângă singură mingile dacă le. Adina nu este corect îmbrăcată și nici adecvat. Dacă le-a aruncat să și le strângă, da. Dar nu știu ce te chinui tu, că pe tine te filmăm până aici și tot. Nu-mi cap toată la televizor. O să vin în pantaloni de training, să vedem dacă o să fiți de acord. Bravo! În pantaloni de la Galați. Foarte proastă. Hai. Foarte proastă. Atenție! Avem, runda avem. Finală! Nu vreau să pun presiune pe voi, dar trebuie să câștigați premiul. Da. Hai. În 3, 2, 1 și start! Aproape 10 la Bombe. Nu mai sare la noi. 10. 10 egal. Hai, recuperați-vă, recuperați-vă. S-a mișcat, s-a mișcat băliuța. Dați la 10, Florine. Aici îl dau. Puteți să vă mai mutați că cărticioale. Sunteți la jumătatea timpului. 10. 10. Vedeți că au dat și ei. Bă, a fost ca meciul cu Olanda. N-a luat mingea. Opriți-vă, opriți-vă. Avem 20 cu 20, no, 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 no. 40. La mine scrie... Ah, ce prost. Florine, da. Nu știu ce te contrazic la emisiune. Eu. Deci, cu un scor de 40 la 20, dragii mei, fetele au câștigat premiul prin mărinimia echipei Moldovenilor. Ne-ai luat mingea din gaură, direct. Ne-am luat, am dat-o pe jos aici. Da, erai în gaură.